Acum da. Te văd așa emoționată și am fost atât de fericită pentru tine când am auzit că ai scos a doua carte. Ți le-am adus pe amândouă. Vai ce dulce ești! Mi-a fost rușine să-ți cer. Pentru că păi... toată lumea îți cere. Dar nu, da, ție ți le aduc și oricum nu contează. Mulțumesc mult! Și Intoxicata și Doar eu și Dumnezeu, Doar tu și Dumnezeu, au avut un, și au în continuare un succes teribil. Iar despre aceasta din urmă, care este cea mai recentă, vom vorbi un picuț. Întâi și întâi, voiam să te întreb cum s-a petrecut în mintea ta trecerea, dacă s-a petrecut, trecerea dintre lumile astea, cea în care le știe tot poporul, povestea asta cu fashion-ul, în literatură. Da, e o trecere interesantă, nici eu încă nu o realizez. Am și cont oficial de autor pe Goodreads, adică sunt oficială în existența autorilor. Știu că nu sunt un autor de beletristică, dar pentru toată lumea mi-a zis că pentru un influencer, mai ales din România, să scrie două cărți este wow. Da. Mai ales în ziua de azi când se citește așa de greu și mă bucur să văd că oamenii gustă cărțile mele și îi fac să citească. Și culmea e că Ruxia a făcut un experiment, a vrut să vadă dacă într-adevăr ceea ce scrie ea e de interes și a zis așa: cine comandă cărțile astea, primii care le comandă, vor avea parte de semnătura autorului, adică de semnătura mea, a zis ea. Și s-a întâmplat întâmplarea întâmplătoare de era să... Zi, te rog. Da, au fost foarte, foarte multe comenzi, nu mă așteptam să fie în 24 ore atât de multe și a trebuit să le semnez, cum am promis. Exact. Și trebuia să mă și grăbesc pentru că eu am cărțile în Brașov, de acolo pleacă. Și a trebuit să conduc la Brașov. M-am dus și am stat acolo o noapte întreagă semnez. La un moment dat nu mai simțeam mâna. Am făcut și o glumă că mi-am pus un gift, mi-am fost roată, zic: "Bă, nu mai pot, vă rog. Nu mai pot." Dar a fost foarte mișto și mă bucur că i-am bucurat. Am văzut că ei se bucură foarte mult când au deschis cartea, mi-au trimis clipuri și că: "Vai, mi-ai semnat-o." Nu știam că e așa mare impactul pentru ei, că eu nu mă simt Beyoncé sau cineva, dar dacă ei și-au dorit să o semneze și pentru ei chiar atât de important, am zis că why not, adică o fac. Ai primit un semnal din partea lumii autorilor consacrați, adică vreun scriitor a pus mâna pe telefon să zică: "Ruxy, ai un viitor, draga mea. Keep up the good work." Autor nu mi-au scris, nu știu dacă o se întâmple chestia asta, dar au fost fete care sunt în book clubs, în cluburi de cărți, da, și care sunt efectiv, asta e viața lor, cărțile citesc non-stop, știu totul despre cărți. Au fost fete care mi-au scris că le place cartea mea și mai ales mi-au spus că văd evoluția de la prima la a doua și în felul de a scrie și în redactare și în tot, și faptul că de la astfel de fete am primit feedback pozitiv mă bucură. Ai de gând să mergi pe ambele căi și să le faci pe amândouă pe fugă sau încet, încet te vei canaliza pe una dintre ele? Dorința mea cea mai mare este să mă dezvolt foarte mult în modă. Styling-ul e pasiunea mea și sunt obsedată. E singurul meu talent 100% nativ la care nu mă chinui deloc. Efectiv, așa-ți vine. Pur și simplu, mă pui cu niște haine și ți-am făcut totul în câteva secunde. Hai, minute, ok? Dar îmi place și să scriu, pentru că asta e pentru creierul meu. Da? E foarte terapeutic să scrii, ajută foarte mult și când tu pui gândurile tale pe foaie și le citești și alții cumva, se regăsesc și ei în gândurile tale și faci un bine comun. Și mi-ar plăcea să continui. Mi-ar plăcea ca a treia mea carte să o scriu cu nepoată mea, să fie cumva în zona de copii. Asta e în zona de adolescenți sau poate să o citească oricine? De exemplu, nu, apropiații tăi? E în zona de femei. De toată lumea. Orice de vârstă. Femei. Da, da. Aha. Da. Uite, orice vârstă de femei. Mama ta a citit-o? Mami nu. Maică mea nu e prea... ancorată. Da, exact. Nu, da. N-are treabă. Ea doar zice: "Bravo că ai scos o carte" și acolo rămâne. Nu, nu da. E pe vibe-ul ăsta, dar cumva nici nu-mi doresc, că sunt chestii care mai sexy times. Da, sunt mărturisiri pe care tu le faci doar de față cu tine și cu Dumnezeu sau... Eu asta înțeleg. Titlul ăsta l-am ales pentru că e un mesaj pe care vreau să-l transmit totul. Cartea este despre regăsirea liniștii și nu fericirea pe care de care ni s-a spus că există, să ai casă, masă, copii, familie, știu ce. Că fericirea înseamnă altceva și cumva eu am folosit cuvântul Dumnezeu pentru fericire. Da. Și mesajul cărții este să-ți găsești liniștea într-o lume atât de agitată și nebună și să-ți faci creierul să rămână calm, controlabil și totuși... doar prin energia Dumnezeu poți asta. Totuși ai folosit o carte de tarot. Da, da. Eu mai merg, am o prietenă la care merg și așa, îmi dă în cărți și... Cartea de tarot se numește Lumea. Lumea.
Și când am văzut mesaj, mie tot timpul cartea asta când o vedeam, îmi simțeam ceva față de ea. Da. Și după aia când am citit ce descrierea cărții, am zis, Doamne, asta e cartea cărții mele. Regăsirea sinelui, da. Întoarcerea către... Da, da. Către univers, evoluția spirituală, da. Combinarea, controlul între feminin și masculin, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Deci am zis, nu, asta e prea deep mesajul cărții și vreau să fie coperta. Voiam să te întreb asta, nu-i cumva prea deep? Prea adânc, prea profund? Da, posibil să fie... Partea mea artistică cred că s-a dus departe, dar cei care vor să evolueze și caută mereu, da, informație, cred că o să înțeleagă. Oricum, am pus descrierea coperții pe prima pagină, scrie ce e în mare, așa, ca să înțeleagă lumea ce înseamnă coperta și de ce am ales-o. Și... Da. Care sunt emoțiile unui tânăr autor în momentul în care își vede pentru prima oară cartea în raft? Deci... Probabil ca ale unui cântăreț care aș aude pentru prima oară piesa pe radio. Știi ce e cel mai emoționant? Când îmi trimit fetele poze din metrou și îmi trimit, zice, uite, fata asta citește cartea ta. Și îmi trimite poze cu un om care stă în metrou și citește cartea mea. Dar cel mai tare mi se pare că, na, românii sunt în diaspora, e mare diaspora. Da, clar. Cartea mea ajunge peste toată lume, wow, datorită românilor. Și pe mine asta mă emoționează cel mai mult, când văd că cartea mea este efectiv pe tot globul pământesc datorită românilor din diaspora. Și mă emoționează chestia asta. E, nu știu, e un sentiment foarte plăcut. Te văd cu lacrimi în ochi. Da, pentru că nu pot să descriu sentimentul. Când știi că ce ai scris tu e nu doar în România, peste tot a ajuns, așa puțin câte puțin, datorită românilor. Și da. Ai pus foarte mult sentiment în cartea asta, v-am găseam. Da. Foarte, foarte mult sentiment. Tot ce am trăit eu psihic în ultimul an e acolo în carte. Dar e într-un sens foarte pozitiv și de-aia recomand să fie citită, că e vibe-ul ăla să te simți bine, să în sfârșit să ieși, da, din negativism, da, să zici, gata, da, ok, chiar dacă e greu, viața e grea, dar asta nu înseamnă că nu pot să mă simt bine chiar dacă e greu. Ai dreptate. Da. Și îți mulțumim tare mult, Rupsi, pentru tot, pentru mulțumim surpriza pe care o reprezinți. Mulțumim. O să te rog să mai rămâi cu noi, pentru că rămân. O să... A, și o ultimă întrebare, sunt curioasă eu pentru... sună așa, autograful. Rupsi, semnați de cartea și zice așa, Teo, ești una dintre cele mai bombă femei din România. Mulțumesc foarte mult! Sper să nu mă detoneze nimeni altcineva în afară de Alex, care în momentul ăsta a venit să ne țină companie, că s-a gândit că două fete singure într-un studio sunt în primejdie și avem nevoie de ajutor. Salvează-ne, Alex! Fie apărătorul nostru! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bine ai venit, Ruxi! Vorbeam despre stil cu Ruxi. Exact! Despre faptul că la ea vine nativ povestea asta. E pasionată! Da, da. Și eu sunt pasionat, mie nu prea iese, adică nu prea am treabă, dar sunt pasionat! Tocmai de asta, astăzi îți voi cere puțin ajutorul. Okay. Atunci când vine vorba despre stil, despre aceleași ținute pe aceleași vedete, de exemplu. Stai un pic. S-a întâmplat, exact, Ruxi, să mergi la un eveniment și cineva să fie îmbrăcată, da. La fel. Nu prea, pentru că eu cam îmi fac hainele singură și... Nu mi s-a întâmplat. Stai, am eu o întrebare. Care e tragedia în momentul în care două femei îmbrăcate la fel se întâlnesc în aceeași încăpere? Zici că e o foc, zici că-s pisici care văd casaveți, sar capucatele, se, da, duc să se schimbe. Cred că asta are legătură cu nivelul de vedetism pe care l-ai. Dacă ești o vedetă foarte, foarte mare, ar fi indicat să nu ajungi în situația asta. Păi, de-aia foarte multe au consultanți de imagine și care știu dinainte cam cine ce poartă și cum o să fie îmbrăcat fiecare, tocmai ca să nu se întâmple asta. Vorbim de Hollywood și zonele alea. Și vreau să spun că se întâmplă. Fii atent. Tocmai de asta, astăzi o să vă prezint vedete mari, Ruxi, cum ar fi Delia, Ina, Cristina ICH, Alina Eremia, Alexia Eram. Sunt îmbrăcate la fel. Practic, ce pot să-mi dai eu seama? Tu trebuie să mă corectezi pentru că tu te pricepi la asta, da? Da. Au aceeași salopetă, da? Sexy. Își vedem, își arată formele. Adică bătaia cam pe ce a fost, nu știu, în ținută, în look, în sexoșenie, în CTO. Probabil. Eu nu știu, întreabă pe Ruxi. Asta a fost o campanie și în această campanie, na, asta e cea mai cunoscută salopetă acestui designer. Efectiv a rupt tot când a lansat-o. Și cumva
pe asta s-a axat vânzarea și cred că na, toate fetele asta au purtat, că am văzut că și cei din afară au purtat această salopetă, dar aici cred că lupta este care o poartă mai cool sau pe cine stă mai mișto. Exact, exact. Tocmai de asta acum vreau să vedem un material cu ele, să vedem cum se mișcă în această salopetă, pentru că fiecare are mișcări diferite, spun eu.